Ancheta în cazul dispariției fratelui Iulică continuă și ia o turnură neașteptată. Detalii șocante ies la iveală și ne apropie tot mai mult de momentul adevărului. Iulica avea doar 4 anișori atunci când a dispărut din gară. Au trecut de atunci 27 de ani de căutări zadarnice și speranțe deșarte. Iată că azi avem în sfârșit direcții precise care duc la găsirea lui Iulica. În legătură directă cu noi sunt Adriana și Ionuț, frații care așteaptă de aproape 3 decenii să-și întâlnească fratele cel mic. Bună seara, Adriana, bună seara, Ionuț. Bună seara. La telefon este Niculina, mama voastră. Da. Doamne, doamne, vă dați seama că noi, când ascultăm povestea voastră după 27 de ani, n-aveam decât aceste detalii. Și de multe ori, cu slabe șanse, faceți și dumneavoastră. Dar aceea, niște oameni tăinei romă, o femeie și un bărbat, i-a zis lui fratele meu cel mic, i-a zis dacă vrea să meargă la ei acasă. Și eu n-am fost de bunăvoință să-i las. Am spus să vă las eu, fratele, să meargă. Sau pe stânga aluniță, nu știu să vă zic așa corect, o prună, da, înspre, da, o pată neagră, așa, spre Maronie. Unde? Pe șold. Unde? Pe șold? Stâng. Da, 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 drept sau stâng, nu mai mi-aduc aminte că vă dați seama, eram și eu micuță. Și alunița la buză se vedea, nu? Adică era... Da, 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 era vizibilă. Da.
O să vă rog așa, și știu, imaginez că aveți emoții. Credeți-mă, am eu emoții. Da. Doamna Niculina, sunteți la telefon? Da. Doamna Niculina, aveți un televizor să vă uitați acum la Acces Direct? Avem, mă uit la televizor. A, da, ați spus că dumneavoastră nu mai vedeți, dumneavoastră nu aveți vedere. Sunt aproape, sunt foarte aproape de televizor, aproape așa mai... Haideți că noi... Mai dăm o poză. Încet, adică opriți-l dacă puteți. Sau măcar lăsați doar imaginea. Adriana, dă televizorul încet, ia tu telefonul și hai să vorbim, că altfel ne auzim tot în delay, știi? Ia tu telefonul, dați televizorul încet, te rog.
Stați un pic, o să înțelegeți, stați un pic. Am fost crescut în casa de copii în Pașcani, când am fost găsit, ei au sesizat că aveam vârsta de 3 ani, dintre care ei mi-au adăugat un nume, mi-au pus o dată de naștere, din oficiu, din experiența lor care o aveau atunci, pentru că eu fiind foarte mic, ceea ce mi s-a zis mie și de asistentul maternal care am fost adoptat de la 8 ani, că am fost găsit pe stradă la între vârsta de 3 și 4 ani. Am crescut până la vârsta de 8 ani în casa de copii, după care am fost adoptat de o asistentă maternală de la 8-9 ani până la vârsta de 17 ani, 15, 16, 17 ani. Mă auziți? Te auzim, Cristian. Deci tu spui așa, atenție, că ai fost găsit pe stradă în Pașcani și vrem să vă spunem... N-am zis că am fost găsit pe stradă. În Pașcani am crescut până la vârsta de 8 ani, dar în centru de plasament. Tu nu știi unde anume ai fost găsit? Nu ți s-a spus unde ai fost găsit? Nu mi s-a spus nimic. Doar că știu că în certificatul meu nu am numele mamei, nu am numele tatălui, nu am... Știu că mi s-a zis că mi s-a pus o dată de naștere și un alt nume, pentru că nu știam să vorbesc atunci atât de bine sau probabil că nu reacționam. Știu că mi s-a zis că au încercat mai multe nume și am reacționat la numele care îl port acum. Și... Deci, zice așa, nu prea ai semnal acolo, zice așa, că are o aluniță pe partea, pe ce dreapta, pe ce parte ai zis că ai? Partea dreaptă. Pe partea dreaptă. S-o fi urcat în tren, că poate staționa mai mult acolo la roșiorii de vede, nu știm. Cert este că el a crescut la casa de copii, l-au întrebat asistenții maternali sau asistenții de acolo cum îl cheamă, câți ani are, n-a știut să spună, i s-au dat nume și dată de naștere din oficiu.